ziua și bine ne-am regăsit în emisiunea Știința Sacră. Săptămâna trecută l-am avut invitat în emisiune pe Swami Rankripalu și dânsul ne-a acordat privilegiul de a continua interviul cu multe informații pe care dânsul are să le ofere și multe experiențe personale pe care e cam greu să le găsești prin cărți sau pe internet, mai ales despre dânsul. Și ne-am gândit să facem o parte, o a doua parte a emisiunii, să continuăm ce s-a discutat și săptămâna trecută. Vreau să vă întreb, că tot am vorbit despre experiențe mistice, de ce gen de experiențe mistice se lovește sau ce trăiri poate avea un om care se retrage alături de maestrul său în munți? Because we talk about mystical experience, we want to ask what will be the mystical experience would the seeker have in the mountains near his spiritual master in the Himalayas? I would answer this question of your heart. Though ultimately God is one, but God has got innumerable names, start from Christ and Krishna and Rama and Shiva, and in the form of feminine God and goddesses like Madurga and Lakshmi and Saraswati and Uma and Parvati and Kali and so on and so forth. Deci voi răspunde din inimă, pentru că Dumnezeu este unul, dar totuși El poate fi identificat prin multe nume, fie că este Crist, Krishna sau Buddha, fie că este nume feminine, Uma, Parvati sau alte forme feminine, Kali. Various innumerable name of God and goddesses are there in India. India is a country that it is the beauty, it is open invitation to anybody and everybody to chant any name that he or she they like. În India avem multe zeități și oamenii se pot raporta la divinitate prin orice nume sau divinitate consideră ei. And in my personal case, I had started my practice from the name of God, Ram. So I emphasize even now, but in the heart of my heart, not particularly Ram, though I love the Ram the most, but I give the total freedom from the very understanding of my heart. I never feel that Krishna is better than Christ, or I can never say that Rama is better than Krishna. Because all I have felt, I have experienced, all the name of God are equally very powerful and very, very effective if you take and chant the God's name. În experiența mea personală, eu am fost cel mai apropiat de numele de Rama, dar asta nu înseamnă că numele al lui Crist, sau a lui Krishna sau orice altă formă de raportare la divinitate este superioară sau inferioară. Toate numele divine sunt egale și ne duc către aceeași realitate a conștiinței divine. I have experienced in my personal life, people they come, they are mentally so upset and disturbed and they were crying, and then when they spend some time while in my prayer session and when I sing from the top of my voice, so with devotion, so with ecstasy, and so with bhava, then within couple of minutes, they were so calm and quiet and so peaceful, so blissful. Am experimentat în ashram, sunt oameni care vin cu diferite supărări sau cu diferite stări
mentale nu foarte bune, dar când eu în așram cânt numele lui Dumnezeu din vocea cea mai înaltă, în câteva minute ei devin atât de liniștiți și pașnici și își găsesc liniștea și pacea interioară. Because now I am sitting in the, inside the studio, I have to follow certain rules and regulations. Then somehow I could not become the free. Otherwise, if you give the freedom and when I sing with myself and I feel my oneness with God, with the more I get the fresh air and no bindings are there, then that helps me to feel my oneness with God. And not only me, I create an atmosphere when I sing the God's name, then I forget my body and mind. And it has the impact. If you listen to me in that state of ecstasy and power, then you also will feel like to dance and to be as playful, as blissful, as calm and quiet and absolutely stand and still. Acum sunt într-un studio de televiziune și sunt o mulțime de reguli aici, dar în ashram, în starea mea naturală, când cânt numele lui Dumnezeu, reușesc să transmit această stare și discipolilor mei și aceasta produce o stare de binecuvântare, de liniște, de pace lăuntrică, de echilibru și armonie pe care această cântare a numelui lui Dumnezeu și stare de devoțiune o generează. In my ashram, I sing the glory of all the God and Goddess. And I sing the glory of Christ, glory of Krishna and Rama and Shiva. People, they don't understand, but when they hear of me, and I sing from the very core of my heart, and I create an atmosphere that you will feel like to melt and you will feel like to dance and to clap and to sing yourself. They don't understand, but they could feel the vibration. It happens. Bhakti yoga, that is the reason I am telling you, I emphasize that when a saint or a devotee or anybody for that matter, when you sing from the very core of your heart and with oneness of your mind, then it definitely creates a kind of an electric atmosphere. As they say, jab hi ram kahi lehi usasa umagat prem avagan chahupasha. A devotee, when he sings the glory of God with the state of ecstasy and bhava, it creates a kind of an atmosphere and environments. You will feel to dance, you will yourself feel to the sing, and then it will make you forget all the anxiety, all the tension, all the problems of your life, and you will feel you are in the fresh air and you are something totally different what you are. În ashramul meu cântăm numele și al lui Christ, și al lui Shiva, și al lui Krishna, fără diferențiere, și sunt mulți care, chiar dacă nu înțeleg versurile, intră în acea atmosferă de devoțiune, se creează un câmp electric, un câmp magnetic, energetic, în care ei intră și toate gândurile negative și preocupările se topesc și în fața acestei stări de cântare a numelui lui Dumnezeu, totul se topește în unitate. I was trying to pour out my heart as it is in my ashram atmosphere, that there is a time fixed by 6:30 p.m. to 7:31 hour I sit for prayer session and I sing in various languages, you know, most sometimes Sanskrit, sometimes Hindi, sometimes English, sometimes Urdu, and so many languages. People, they hardly they know to understand the language. Like I give an example, when we deal with our pet, dog or cat or the birds, you know, neither you understand their language nor they understand their language. But your gestures and postures and your utterances, they feel, they could make that you love them. And you could also feel you love them. Avem o oră de, între 6:30 și 7:30, o oră de
chanting, de cântare, de sesiune de cântare în ashram și cântăm în mai multe limbi, cântăm în engleză, în sanscrită, în hindi, în urdu și chiar dacă mulți nu înțeleg limba, se transmite starea, exact ca și cum când avem un animal preferat, el ne simte din postură starea și putem să-i transmitem iubirea noastră chiar dacă nu înțelege limbajul nostru. I wish I am eager to learn your language, but I didn't go to any school and college to learn neither Hindi nor Urdu nor English. But I sing almost all Indian languages except living the South India. Because, and I could feel when people they hear of me, when I sing in the state of bhava and ecstasy, and they feel like melting. And they are in perfect bliss and they feel so energetic, they feel like to dance and to sing and to play. And they forget all about the problems. Când cânt în această stare de bhava, în această stare de devoțiune și de devoțiune totală, completă, cei care sunt prezenți simt acest lucru și se transformă și ei și se topesc, simt nevoia să danseze, să cânte și ei și să participe în sufletul lor alături de mine la această experiență. That is the beauty of the prayer session. All of them, they feel like to dance with me, to sing with me. Aceasta este frumusețea acestor sesiuni de chanting, pentru că toți simt nevoia să participe și ei cu inima, să danseze, să se bucure alături de mine. It is my... I like... Whosoever they come, I hug them tightly, knowing they are my dearer than dearest. They are the different manifestation of the same Almighty God. I talk to them with that kind of bhava and feeling of my heart. So it is but natural. You have to respond, not to react, not to retaliate, but to respond. Oricine vine la mine în ashram, îi îmbrățișez în inima mea, sunt parte din divinitate, sunt divinitatea pe care eu o îmbrățișez și în acest fel ei îmi răspund din inimă și nu îmi răspund într-un mod să răspund într-un mod negativ, ci într-un mod pozitiv. They forget all about external atmosphere. So long they are in the prayer and they are in altogether different state of... Uită cu totul de atmosfera exterioară și intră într-o altă stare de conștiință care este interioară și foarte profundă. You are altogether in a different world that you have to feel. Intri într-o altă lume pe care trebuie să o simți. Cu siguranță telespectatorii au observat și poate se întreabă care este povestea părului foarte lung. Așa de pe internet sau de prin filme, de prin documentare, probabil unii cunosc că sunt anumiți asceți în India care, nu știu, tund părul și îl au foarte, foarte, foarte lung. Dar puțin cunosc povestea și mi-ar plăcea să s-o auzim. Please tell us the story of your long hair, because we saw in movie or in different books about this, but we never heard it from someone who is in this situation. So please tell us directly your story about your long hair. In our great epics, great scriptures, that is called Ramayana. And basically, I told you all, I started my spiritual life by worshipping Lord Ram. That is the reason I address you all. I can't remember those name of you all, but I address them, you all, as my Ram. Because I could see the, whosoever they come, I could feel my Ram has come. So regarding my long hair, Rama himself actually, the story goes like this, that Rama's mother actually exiled him to forest for long 14 years. So, just a moment. Since Lord Rama used to respect and adore and admire of his mother, he said, Ma, whatever you will say, I will turn into action. And I will never oppose it. Mm. So the mother said that he should go to forest and live like ascetic life, ascetic, like the monk life, that otherwise they were princes and he was supposed to go to become the king. But at that juncture,
Ma Kekei ordered him that you should go to the forest and live like a saint for long 14 years. Deci, eu, cum am spus, sunt un devot al lui Ram și am început prin devoțiune către Ram, așa cum spune și cartea noastră sacră, Ramayana. Acolo eu mă raportez la toată lumea prin Ram, adică văd divinitatea de ei, din ei prin Ram și salut bună Ram, chiar dacă poate nu le mai țin minte numele, dar mă raportez la divinitatea din ei prin acest apelativ. În Ramayana este scris că el și-a întrebat mama ce anume trebuie să facă și mama lui a spus că el trebuie să trăiască 40 de ani în pădure ca ascet și el a urmat acest sfat al mamei să trăiască ca ascet 40 de ani în pădure. So, in order to carry out the order of his mother, he has to exile for long 14 years. And prior to that, he had grown the hair as because he was a princess, you know. So he had grown his hair up to shoulder. And then, because of the command and order of his own mother, so he said, I will carry out her order. Then he converted his open hair to the matted hair. We call it, then it is the custom of the India. When you are going to live as ascetic life, the, like a monk, then you will not put oil and soap, rather ashes, you know. So what they do is they make it, twist it, and then they apply the banyan tree milk on the hair. So that take the shape of like rope, like string. So that was the case with me when I was almost I had left, I told you, my parents when I was 16 years old, and I met my master after a year, that is on 17 years. And then right since then I stopped cutting my hair, and then my master made this hair to the shape of rope. You know, like this, this is kind of rope actually. So when it becomes, take the form of the rope, then it stops from breaking. Then it is, it becomes, you know, very strong actually. And so compared to normal hair, the growth of hair, actually the rate of growth, it becomes really more than double and three times more. That is how it grows little faster. That is how it grows little faster and becomes longer. So the at the moment you could see my hair, the matted hair, it is about three meters, little more than 3 meters. But if you open, they might be about 5 to 6 meters because they are twisted actually. And moreover, the amount of hair which I had once upon time, that was more than 3-4 times bigger than this. Now because of my, I'm getting older now, I am 78, with the result the hairs are falling on their own. So whatever little hair is there, it is just less than the 1/4 of my real hair. So once upon a time I had so much of big amount of hair, it was looking like an umbrella. It was so my master gave me the shape of like matted hair, and he started growing faster and stopped from breaking. So that is the reason the hair of a yogi becomes more longer. Deci există obiceiul să nu se mai taie părul, de altfel el se îngrijește numai cu anumite substanțe, nu se mai spală într-un anumit mod clasic, ci se dă doar cu anumite substanțe și se lasă să crească. El este strâns în coadă, lungimea lui în coadă are 3-4 metri, dar probabil că dacă ar fi desfăcut ar avea o lungime mai mare, de 5-6 metri, și el este, ajunge precum o frânghie pe care o păstrează continuu cu el. Pe măsură ce a înaintat în vârstă, părul a devenit mai rar și coada a devenit mai puțin consistentă decât este ea la început, cea de acum 40-50 de ani, dar el nu-și mai taie părul de la 17 ani, de când și-a cunoscut maestru, deci nu și-a mai tăiat părul pentru că a depus acest jurământ și a intrat în acest ordin inițiatic.
That is all about my long hairs. That is. Există o practică specială pentru a fi devotul perfect pe Bhakti Yoga, gen asane, posturi, o anumită alimentație, sunt anumite criterii de bază sau nu este nicio regulă? Is there any rule to become a better Bhakti Yogi or to be vegetarian diet or practice or asanas or something briefing? Yeah. Or there is no any practice, there is no rule about this? It is, first of all, that you should accept someone as your spiritual master, and that kind of feeling should come from your heart. Prima condiție este să accepți pe cineva. The relation in between master and disciple, it should come spontaneously from your heart. Please listen to your heart, and if you could listen to the voice of your heart, mm-hmm. your heart will tell you, here is the person, here is the place, and here is the time. Prima then accept him. Prima condiție este să-ți găsești și să-ți accepți maestru spiritual, și în momentul în care îți vei deschide inima către această relație, către acest maestru spiritual, vei simți în inima ta că este momentul, că este timpul, că este persoana ca această deschidere să se producă. Uh-huh. Și aceasta este foarte important. That is very important, that once you are in the quest of God, the search of God, and when that appetite is there, that thirst is there, then definitely be sure God will provide that somebody will come and you could see him. Then by seeing of him, the by thinking of him, the very thought of him, the touch of him, the presence of him, and very sight of him, you would fall in love with him. And your heart will tell you, okay, now I have come across with my master. Când setea de Dumnezeu este foarte intensă, Dumnezeu va face ca tu să te întâlnești cu maestrul tău, va crea condițiile, conjuncturile în care tu să-l întâlnești și tu vei recunoaște aceasta în inima ta, pentru că te vei îndrăgosti efectiv de această persoană și el îți va da practicile pe care trebuie să le faci. It is the pure love and trust and faith of your personal faith of for Guru, and as ultimately the God will guide you through and through, and undoubtedly you have to maintain the your purity of the diet, the food, you know. Food actually plays the one of the unique role to maintain the sanctity. If your food will be pure, so definitely your body and mind will be more sensitive, very sensitive. You could feel the message of God and Guru. Este foarte important să ai încredere deplină și totală și să ai o dăruire completă față de maestru, și în același timp și dieta poate fi de mare ajutor, pentru că dacă dieta este curată, sadvică, atunci tu devii mai senzitiv, mai deschis și poți să primești, poți să te conectezi mai mult la maestrul tău. Vom continua după o scurtă pauză publicitară cu Swami. Mai avem multe întrebări interesante pentru el. Emisiune cu Swami Ram Kripalu. Mereu am stat și m-am gândit dacă într-o intersecție de drumuri în lumea asta, nu contează unde, s-ar întâlni un iluminat hindus, unul budist, un sfânt creștin și unul musulman. Nimeni neștiind limba celuilalt, ce ar face toți la un loc? Răspunsul pe care eu mi l-am dat a fost că datorită
iubirii la care au ajuns fiecare pe calea lui, vor sta și vor se vor bucura și vor celebra iubirea divină. I was asking myself if in a place we'll meet one Hindu saint, one Buddhist saint, one Christian saint and a Muslim one saint, and what should they do if they meet? My answer to myself is that they will, even they don't understand the other language, but they will celebrate the divine love. What is your opinion about this? I really appreciate this way of approach towards life. No matter that various saints, they come from various way of life, Christianity or Muslims or Hindu or Buddhist or Jain or Sikh, irrespective of their path different, but they will be reaching, because every master, all the great masters, they have taught this lesson to love. Mm-hmm. Christ has taught this lesson. So is the Buddha, so is the Muhammad, you know, so is the Guru Nanak. All the great masters, they have given the one, the principle that you and me, we all are the children of the same God. Mm-hmm. So love is the only message of all the great masters of the universe. Sunt perfect de acord. Universal love. Sunt perfect de acord cu această. Irrespective of the caste, color, creed and climate in country, whether you are from Romania or from Italy or from Japan or from India, but we all love. And we all desire and demand nothing but love. And love makes you whole. Love gives you a kind of spirit and makes you forget all the divisions. All the division dies on its own if you have the love. That is called divine love. That is called universal love. So the on the top, there are differences. But in the heart, it is only one. Sympathy. So if you have that kind of understanding, that entire mankind belongs to one. Entire mankind. Sunt perfect de acord cu această perspectivă. Toți marii maeștri, Iisus, toți marii Krishna sau Nanak au transmis acest mesaj al iubirii universale și faptul că în fața acestei iubiri universale nu mai există diferențieri, toți suntem unul. Acesta este mesajul tuturor marilor religii și tuturor marilor maeștri din întreaga lume. Și acest mesaj îl transmit și eu prin practica mea și prin viul meu exemplu. All the great master of the universe, they keep teaching with the top of their voice, oh my children, you all should come different all directions and sit on my lap and sing my glory and love each other, embrace each other, hug each other. You know, that is the message of all the great masters. So that is all about me. My ashram is open, you know. Whosoever they comes, if space is there, I love them. I said, be here as long as you wish. And they say, what are the charges? I said, nothing charging, no charging. Nothing charging. And for anything, you know. And I provide the best of meals, best of the foods, the available there. And people, they come and stay. And they give me so much on their own without asking. Mm-hmm. And I never fall short of money. And this is the reason, because I love everybody and respect everybody. Not only loving, but I love them, respect them out of my heart. Because I know they are the walkie-talkie temple of God and Goddess. You are walking, you are talking. Mm-hmm. And walk and talk. So God makes you talk. God is very much radiantly present in you. Now I am talking to you, or you are listening to me. And I am talking to the people of the Romania. I adore them and admire them. I bow down my head to them all. I respect them from the very core of my heart. So whatever I say, I believe, I trust in this, that they will listen it. Mm-hmm. And they will practice it. So once again, from the very core of my heart, very humbly, very politely, I
speak out my heart to the people of this Romania, and I invite them to my ashram and let them all come, and I will try to do my best to help them, to help them to feel the presence of God in them. Acesta este și mesajul meu la ashramul meu. Primesc pe toată lumea, nu cer nimic, ofer mâncare și cazare celor care au nevoie. Deci ei, oamenii dăruie ceea ce consideră ei prin proprie voință, fără să li se impună nimic, și întotdeauna se păstrează acest echilibru. Eu privesc divinitatea din fiecare și respect pe fiecare, respect toate ființele din România și invit la mine în ashram să trăiască acest mod de viață, să descopere divinitatea din ei. Are iubirea vreo regulă? Iar dacă da, care este ea? Sau nu? Poate nu are. Is there any rule in love? Or maybe not? Is there any rule in love, in devotion? Or maybe not? Is definitely rules, you know, like for an example, I have my rule in my ashram. I don't allow anybody to smoke and to drink. I said that if you stay in my ashram, I request you, please stop smoking and drinking. Maintain the sanctity of the ashram and maintain the sanctity of your body and mind. Am o regulă în ashram. This is the rule is there, but I never impose. And many people, those who are addicted, and I kept them, they left the smoking and drinking. Am o regulă în ashram să nu fumeze și să nu bea în ashram, tocmai pentru a păstra sacralitatea locului în ashram, și de foarte multe ori persoane care au această dependență renunță la ea în acel cadru al ashramului. I'm telling you the living example. Two young guys, they had come from Israel, and they had come to ask me a matchbox, Ramji. I said, I had to tell them, I cannot give matchbox to you. Because I could feel they are asking matchbox because they were chain smoker, both of them. So they asked me, Swamiji, why don't you give the matchbox to we both? We need it. I said, because I love you. Then he said, Swamiji, you said that you love me and love us. They are two young guys. They were really very handsome, very loving. I said, very sorry. Matchbox is there with me. I can't say it is not with me. But I don't feel like to give you. Very sorry. Then they said, why? I said, because you are so handsome to look at, so loving. And I cannot see you smoking because you don't know how much injustice you are abusing your body. Then I told him, I can give you the what you call matchbox with the condition. You take the matchbox and smoke good there outside, not my in my ashram. So I gave the matchbox and they went little away from my ashram. Under the tree they sat and smoked. I said that wash your mouth, then you come. Stay with me. They said, Swamiji, would you allow us to sit in the ashram? I said, I will, but I will request you, so long you are in the ashram, don't smoke here in the ashram. And one or two times, whenever you feel like, you can go out, sit under that tree and smoke, and then after smoking, then wash your mouth with Ganges water and come and join me. Ramji, for about 5-6 days, they used to go smoke after meals, lunch. Then thereafter they stopped. Because I used to sit them in meditation. Then he said, Swamiji, I'm very sorry because I have left my wife because of this.
My wife wanted that I should stop smoking, but I didn't listen to that. And ultimately, my wife was professionally, she was a nurse in a medical hospital. And she quit me and she divorced. Now you have helped me to stop my smoking out of your meditation. Can you tell me I will get my wife back? So I told him, I'm pretty sure, quite possible you have come to India back, and she might be waiting with great hope. And definitely I am telling you that if you go back, you will see that your wife is waiting for you. Deci am avut un caz de doi israelieni, bărbați foarte frumoși, care mi-au cerut cutii de chibrituri și le-am zis la început, nu vă dau cutii de chibrituri, cutia de chibrituri, pentru că voi vreți să fumați și vă iubesc. Ei au spus, dar nu ne iubești pentru că nu ne dai cutia. Până la urmă le-a dat cutia de chibrituri, dar i-a rugat să fumeze în afara așramului, pe mărul Gangelui, la umbra unui pom. Au mers acolo câteva zile, au fumat, dar au participat la meditațiile din așram, iar după 5-6 zile au renunțat la obiceiul de a mai fuma. Unul dintre ei chiar i-a spus, mă mulțumesc, Swami, că mi-ai baba, pentru că m-ai ajutat să renunț la acest obicei. Eu acasă am divorțat tocmai pentru că soția mea, care este asistentă, mi-a cerut să nu mai fumez și iată, acum am reușit. Crezi că îmi voi regăsi soția? Crezi că mă voi împăca cu soția mea acum când mă voi întoarce acasă? Și baba i-a spus, da, cred că da, cred că acest fapt că ai renunțat va face ca când te întorci, chiar soția ta să te aștepte. They were completely 1 month with me in the ashram. I taught them meditation and they could go without smoking. Then he promised, if I could get back my wife, I will bring her, which she could not do, and you have done, and she would be really happy, you know. And then it is by the grace of God, both of them went back. Exactly what I had told, that your wife must be waiting for you. And then actually he got back the wife, and he brought that his wife to ashram, and they were so happy that I can't put them into words. Deci chiar așa s-a întâmplat, așa cum i-am spus. Eu i-am spus că dacă se întoarce și soția lui se va întoarce, să vină cu ea în ashram. Și într-adevăr a fost cum i-am spus, el s-a întors acasă și soția l-aștepta și a venit cu ea în ashram și au fost atât de fericiți împreună încât cuvintele nu pot descrie bucuria lor. So, this is how many people, they keep coming from abroad. They were in habit of drinking or smoking. So I only, during my, whenever they stay there, I only tell them, don't smoke within the ashram premises. Deci vin foarte mult. And once they start practicing meditation and prayer session, that helps them to stop them. Deci foarte multe persoane vin din toată lumea și îi rog să nu fumeze în ashram și pe măsură ce practică meditația în ashram, renunță la aceste obiceiuri de a fuma sau de a bea. O întrebare care s-a tot pus în ultimele zile în care noi ne-am întâlnit, este Dumnezeu masculin sau feminin? Sau doar este și atât? Another question is about, we were talking in the last days we met, it's God masculine or feminine? Or both or nothing of this? My dear Ramji, as because so long my mind is there, so long I am doing the Vyavahara, I know for myself, God is mother, God is father. And God is both and God is beyond for myself. But there are devotees, there are sages and saints, they address him as in our most ancient prayer, we address Tumevo Matascha Pita Tumevo. Oh God, you are my mother. Because for human body, we, leaving few exceptions, we are more close to the mother. You know, we know father later, but immediately mother is the immediate God. That is how in our culture we teach this lesson, try to see God in your mother, then God in your father. So
In my personal case, to tell you the truth, I like to see God in the form of mother. In cazul meu, it is in personal. Though I know myself, God is beyond mother and father, and God is both, God is all. But I would definitely like to present myself like an innocent infant baby, and God is my mother. That is how I like. But as per the doctrine is concerned, principle is concerned, God is both, and God is beyond. Din perspectiva doctrinei și din perspectiva realizării spirituale, Dumnezeu este și mamă, Dumnezeu este și tată și este și deasupra acestor concepte, este deasupra lor. În India, datorită culturii, trebuie să învățăm să-L vedem pe Dumnezeu în mamă și în tată, dar cel mai mult, cei mai mulți sfinți poate se raportează la El ca fiind mama divină, ca prin aspectul de mamă, pentru că mama este mai apropiată de prunc când el este mic și este neajutorat, și atunci când cere ajutorul este mai natural să-l cer prin mamă. În străfundurile profunzimilor sufletului meu, eu mă raportez mai ușor la El ca la mamă, dar consider că Dumnezeu este și mamă și tată, iar în cultura noastră suntem învățați să vedem pe Dumnezeu și în mamă și în tată, și Dumnezeu este și deasupra acestor moduri de raportare. Mother is more accessible. Mama e mult mai accesibilă. That is the reason I prefer myself. If you give me the choice, I would like to see God in the form of mother. Da. At the same time, I know in my heart, He is all. Dacă ar fi să merg pe simțul meu interior, pe specificul meu, m-aș raporta la Dumnezeu ca mamă. Deși știu că El este deasupra acestui concept, dar îmi vine cel mai ușor să mă raportez la El ca mamă. Am întâlnit foarte des în întrebarea în cărți, întrebare adresată multor maestri și sfinți: cum fac oameni care s-au străduit să rămână pe o cale a iubirii, a adevărului și a iubirii, unii nu prea reușind, au pus foarte des, am întâlnit întrebarea: cum fac să rămân pe calea iubirii? Pentru că apar foarte mulți factori perturbatori, unii nu apucă în viața asta să cunoască iubirea profundă, coaptă, adevărată, divină, și cum vedeți dumneavoastră toată, cum vedeți un răspuns? How you see to approach the path of love, because some of them cannot reach the real, the major love. How do you see this approach in the path as love? You see, it is my personal belief, God's name has got tremendous influence and impact. It is more or less, I could say from my own experiences, God's name is like the divine detergent. You know divine detergent? Yes, please continue. So the divine detergent means like whenever our clothes becomes dirty, then we go to the laundry man. And then laundry man knows how to clean your clothes. Similarly, God's name, for an example, I will give you a living example right in front of you. I told you, among the innumerable names of God and goddesses, I give more importance to the name of Ram. So I address you as Ram. Now you see, when we say Ra, when you say Ra, say Ra, please say Ra. Ra. When you say Ra, you have to open your mouth. Without opening, you can't say Ra. Say Ra. Spune Ra. Ra. You are opening. Opening means automatically you are going
giving the opening to the, all the negative energy is going out of your system. Say Ra. Ra. And then say Mo. Mo. You have to close your mouth to say Mo. And you have to open your mouth to say Ra. Ra. If you say Ra, you have to keep it wide open. Ra. Ra. Right. Say Mo. Mo. So you are, you have to bring both the lips. This is upper lips, this is lower lips. Mm-hmm. You have to bring together, then only you can say Mo. You have to bring them together. So unless and until you bring these two lips together, you can't say Mo. And unless and until you keep both the lips wide open, you can't say Ra. Ra. So this is very significant. When you say Ra, all the negative energy are going out of your system of body and mind. And they should not come back once again by saying Mo. Say goodbye. You are gone. You have, you cannot come once again because I am closing door for you. Because anything that you eat and drink, you have to open your mouth. Right? Mm-hmm. Deci consider că numele divine sunt ca un detergent divin care ne purifică, așa cum detergentul ne purifică hainele, așa la fel și numele divine pe care le repetăm ne purifică mintea și structurile this pe care le avem. Glory of God's name. The devotee say, he's saying, Ra akhyarake kahatai chutat paap pahar. The moment you say Ra, all the amount of mountain of sins you might have committed in your lifetime, they are going out of your system. And by saying the Ma, you are closing the door to them. You have gone and don't come back once again. Și prin, prin rostirea lui Ra, prin deschiderea gurii, tot răul din tine iese și prin Ma, practic, el pleacă, nu mai poate reveni în tine și este îndepărtat. Deci prin această repetare Ra Mo, eliminarea this, acestor impurități și a răului și right. Mo prin blocarea revenirilor. This is the glorious impact and influence of the God's name. Once you take God's name, then in after some time you will feel lighter and brighter and fragrant yourself because the God's name, it cleanses. It wipes out all the undesirable ill element from your body and mind and makes you feel you are lighter, you are brighter, you are fragrant. Acesta este miracolul repetării numelor divine, pentru că prin repetarea lor noi ne purificăm, devenim mai ușor, mai luminoși și impuritățile sunt curățate. This is the one of the unique name of God. It is by saying only Ra that itself is helping you, know whether you believe it or not, it's helping you, allowing you all the ill elements, negative energy is going out of your system of body and mind. And they should not come back once again by saying Ma. You are closing the door for them, shutting the door for them. Deci, don't come once Ra again. Elimină energiile bolnave sau negative și Ma închide ușa ca ele să nu se mai întoarcă. This is my belief, if you take holy name of Christ, Christ is so full of compassion and mercy, so forgiveness. One who nailed his entire body from toe to head, can you imagine? We can dream of it. What a kind of compassion. They were nailing him, crucified him, but he said, God, forgive them. Don't punish them, but forgive them. Mm-hmm. Numele Sfânt al lui Crist este foarte sacru pentru mine pentru că Crist este plin de compasiune și iubire. Gândiți-vă numai că El s-a sacrificat pentru noi, a fost crucificat și El a rugat pe Dumnezeu să ierte pe aceia pentru că El era cu inima plină de compasiune. He is an ocean of compassion and mercy and forgiveness. Era un ocean de compasiune, iertare și iubire. He has given this kind of lesson to the entire mankind. Și a transmis această stare către întreaga umanitate.
This is the lesson of life. Aceasta este lecția vieții. Swami, timpul trece altfel lângă dumneavoastră și am ajuns la final de emisiune. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat și ne-ați oferit din învățătură și dacă nu ne vom revedea de curând în România, sigur ne vom revedea în India, în Rishikesh. Încă o dată vă mulțumesc și namaste. So kind of you.